Bună dupămasa și bine ați venit din nou pe canalul meu. În această dupămasă vreau să vă arăt, după ce terminăm de descărcat, ce trebuie să facem, da? Deci mi-am luat ustensila și vom merge să vedem ce avem de muncă înainte de a termina ziua, da? Ne coborâm. Hai un pic să deschidem aici. Să deschidem aici. Luăm această ustensilă și mergem la remorcă. Mergem să deschidem remorca. Închidem camionul. Vom înfileta măturica. Vom înfileta măturica. Și trebuie să ne apucăm de treabă, dragi. Scotem scărița, că aici avem o scăriță. Luăm ustensila. Și vom urca să facem curățenie. Pentru că trebuie să lăsăm curat înainte de a încărca orice altă marfă. Da, am încercat de tot. Lăsăm totul curățit. Să nu avem probleme. Pe lângă că conducem într-o țară în alta, trebuie să lăsăm și curat. Problema nu e asta. Problema e că nu ești curat, te pui mături, tăr, fain, după aceea îți duce, du-te, dă-o acolo și ia-o. Și ea e una murdară și trebuie să le pus din nou să mături, știi? Și așa este aici. Pentru că nu știm ce și să se încarce în ea. De exemplu, dacă mergi în Germania, se încarce ceva. Păi asta ne întreabă, dacă nu e curată, nu se încarcă. Știi? Așa că trebuie să fie curățică pentru următoarea încărcare. Și următoarea sunt cumpărată eu. Aici nu-ți dă nimeni nimica. Dar știau tu să faci curat. Să fie curat, să fie totul bine, ok. Ce zici? Asta este. Suntem început. Și în momentan nu putem să zicem mai nimica. Pune mâna asta. După ce terminăm de măturat, trebuie să băgăm paleția pe care am pus camera, să ducem la locul lor, da? În paletea. Pentru mine este bine că facem un pic de sport, facem un pic de mișcare, că stăm în camion, nu facem nimica, să dormim ca alții, da? Mai bine facem un pic de mișcare, e puțin cam cald, dar ce să facem, asta este. Trebuie făcută și treaba asta.
Să las puțin camera mai jos. Așa. Se vadă? Dar nu știu ce. Numai că nemții ăștia bagă de mine la orice. În special ei. Dragilor, acum vom merge o să las mătru aici, că mă duc să mergem să luăm mănușile, că după aceea trebuie să băgăm paleță ăștia și după ce duc paleță termin de mătura. Mergem să luăm mănușile ca să putem să punem paleți, nu de alte, nu cam ca aș fi că mă murdăresc, dar problema știți care e? Dacă lucrezi fără mănuși la paleți, poate să-ți intre oașchi, o țandură ăștia și mai bine nu. Mai bine îi dai jos cu mănuși și nu ai nicio problemă, nu se întâmplă nimica. Înțelegeți? Pune cameruța aici. Să se vadă. Așa, o ridicăm un pic să vedeți. Dragilor, cine vrea să vină la firma asta, să știți că aici e de mult ăla. Totodată faci un pic de mișcare, e bine, călărea aia. Apoi vine doamne. Dacă lovești un pic camerul, zgârii, nu zice nimeni nimica, n-ai treabă cu nimic. Terminăm de mătura bine. Terminăm de măturat.
Haideți cu mine să mergem jos, să deschidem cutia unde vom pune paleții. Să vedem, da, de când cădem din pescărița asta noastră, bingoasă. Ia uitați cum se deschide asta, zlovite, era așa, mai mi se deschide pe drum, vezi? Ia uite, dar să vedeți și voi, aici nu pot să pun, aici nu pot să pun pentru că avem, nu știu din ea, stăreți pe camionul noi. Madre mia, baia desastru, baia desastru, ia uitați, toate sunt duite, toate sunt duite, toate sunt, vai mama lor remorci. Vai de cap, capul lor. Nu-i nimic, mergem în partea stralaltă. Să vedem dacă putem deschide. Da, voi deschide. Partea am aceasta. Să pun camera aici să vadă. Așa. Da? Haide. Ce trebuie să-i băgăm, da? Nu știți. Avem doi și gata. Thank you.
Ia uitați cum trebuie să fie. Că un pic obosit, vedeți? Cam așa ceva. Închidem jegul ăsta de ușă. Închidem asta. Un pic cam călduț. Dar asta e. Asta este. Chidem și astea. Murdit un pic de. Asta este meseria. Dragilor. Vom închide ușurile. Cam asta este. Și acum vom merge la camionaș. La camionaș. Scutem mânușile. Să căutăm cheia. Mașile vin aici. Este locul lor. Scutrăm din mătăra. Mătăra vine aici. Vărățul acesta îl pune aici. Aici așa. Și haide să ne urcăm sus. Că deja este foarte, foarte cald. Da, deci cam atât am vrut să vă arăt pe astăzi. Cam asta este în fiecare zi după o descărcare. Trebuie să curățăm, să lăsăm bine pregătit pentru următoarea. Și ce să vă zic? Ne vedem în următorul video și până atunci vă urez o zi bună și numai bine. La revedere!